Păi și pleacă, nu? Bă, pleci sau ce facem? Wow, 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 wow! FNAF VR revine și vom continua în continuare Classic Irafael. Ținem apăsat pe Continue. V-a plăcut destul de mult, zic eu, episodul anterior, așa că vom continua cu FNAF 1 și pentru voi o să încerc Noaptea a patra, care e practic cea mai grea noapte din joc și practic este jocul complet, pentru că în fiecare noapte îți introduce câte ceva nou și la noaptea a patra e tot tacâmul, da? Deci toate caracterele se plimbă peste tot. Bun. După care o să continuăm cu FNAF 2. N-am văzut nimic în comentarii să încerceți neapărat să jucăm FNAF 3, Dark Room sau așa ceva. Adică ați fost ok cu ideea că, bă, continuăm progresiv. Deci, FNAF 1, noaptea 4, hai să vedem dacă reușim să o și încheiem. M-am dat puțin mai în spate, sper că e ok, la facecam toate cele bune. Acum ar trebui în mare parte să am spațiu, să pot să mă învârt cu mânuțele, ok? Și ne sună nenea acesta, nu ne mai interesează. Oricum am observat că pe episod nu se aude deloc, din păcate. Eu dau volumul tare la episod și ăla se aude foarte încet și restul se aude foarte, foarte tare. Ăsta este un joc la sunet, ok? Și o să mă pun pe aici și hai să începem. Deci, tot ce trebuie să știm este că la camera 1C apare Foxy. Zic, când apare, nu știu, dar apare. Probabil pe la ora 2 din ce am înțeles eu, el își face apariția. Uite că stau ca puțin cam departe de luminițele acestea. Mă rog, nu știu cum o să mă poziționez la facecam, dar este irelevant. Noaptea aceasta nu știu cum o să-mi iasă din prima. Probabil o să trească să mă chinui puțin. Aici nenea asta trebuia să ne vorbească la telefon și de aia nu se întâmplă mare lucru, dar Foxy și-a făcut apariția. Conform calculelor mele, la ora 2, ok, deci la ora 2, ar trebui să vină Foxy, da? Ne uităm puțin pe camere. Chica s-a pus aici. Problema mea e următoarea. Chica... Ia stai? Da, vedeți? Deci, eu am înțeles greșit ceva data trecută. Să oprește-mă lumina? Ok. Eu am înțeles ceva... greșit data trecută. Am crezut că Chica în momentul în care e aici e fix la ușă, dar nu. Sunt două chestii separate. Foxy se pregătește să plece, Bonnie nu vine, Chica a plecat. Ok. Ce ați auzit adineauri pe Freddy, când începe să râdă, înseamnă că el a plecat de aici. Freddy nu mai e, a început să se plimbe. Freddy e ursul ăla de acolo, da? Ok. Foxy o să plece într-o secundă. A plecat. Pa, pa. Ok. Noi am dat preventiv ușa, pentru că nu trebuia să închid așa repede. Ascultă! Aha! Ați înțeles ideea, da? Bun. Ok. Bun. Bun, bun, bun. Toate cele bune. Bonnie se apropie în stânga, Chica-i vedem ochii, iar Freddy e la camera 06. Ok. Aici e Freddy, cred, la camera 06, pentru că începe să cânte. Nu știu Foxy unde e. Ok. Oh my god, era să murim? Bun, problemă. Problemă destul de mare. Freddy e lângă noi și nu o să plece niciodată. Foxy nu știu unde e. Îl avem pe Freddy, o avem pe Chica, l-avem pe Bonnie, care n-am idee dacă a plecat. Cred că e pierdut. Freddy nu o să mai plece. Da. Freddy rămâne la ușă, nu mai pleacă niciodată. Pa, pa. Deci Freddy e la ușă, nu mai pleacă, pur și simplu. Trebuie să fim atenți doar la Bonnie.
Foxy cred că pleacă pe la ora 5. Bonnie se apropie. Deci Freddy nu mai pleacă. Și nu știu dacă reușesc eu vreodată. Ba, am zis, nu mai pleacă. Come on. Come on. Trebuie să-l prim măcar pe Foxy, altfel sunt mort. Na, sunt dead. Ha. Sunt dead. Oh! Nu! What? 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 Oh my god, am câștigat din prima. Deci fiți atenți. Ne-a rămas fără curent acolo, dacă ați observat. Cred că l-am blocat pe Foxy la limită. Sau nu știu ce s-a întâmplat. Foxy a fugit fix când aveam 1% baterie. Și cred că l-am blocat la limită pentru că eu rămăsesem fără curent și mi se deblocase ușa, dacă zic corect. Deci nu a apucat să vină Foxy să bată la ușă. Nu știu ce s-a întâmplat. Sau s-a speriat Foxy că am rămas fără curent? Habar n-am, deci chiar nu știu. God damn it, brother. Stați un pic să resetez view-ul. Ok, că eram prea aproape. GG în comentarii pentru momentul acela epic. Băutură și manele. What, am mâncat doza. Ok, mamă cât de tare a fost. N-am ce să zic, a fost șmecher. We went to great lengths to create an authentic VR experience, including using scanned photographs for reference and using original performance routines where applicable. Nu știu de ce ne-a zis asta, dar oh my god, ce aia? Bă! Moment epic în comentarii, ce e ăla? E iepurele ăla din ultimul FNAF? Habar n-am. Ah, FNAF 2, nu mai țin minte multe chestii despre el, dar hai să-l încercăm. Problema mea e că nu știu cum să stau la facecam. Cred că trebuie să stau, eu dacă stau prea centrat nu e bine. Habar n-am. Let's go. N-a fost chiar așa greu, noaptea aia, doar că am trecut-o la limită. Ia că mă sună al meu. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. Okay. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. Oh my god! That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and... Deci masca poți să o pun fără să mă uit la ea. They've spent a small portion on these new animals. Wow. Facial recognition AR, and in this case... Asta știu că trebuie să o încărcăm, altfel murim. Deci camera 11 e importantă. Nu știu, bă, ce vorbește ăsta aici. Bun. Bă, n-am nicio idee ce trebuie să fac aici, doamnelor și doamnelor. Uite, de ce e chestia aia acolo? Înseamnă că se mișcă ceva? Da, nu mai țin minte ce trebuie să fac. Asta știu că trebuie să o repar. Nu știu masca în ce moment ar trebui să o pun. Mă zici ceva? Mai am curent? Eu nu mai am. Ăsta trebuie să-l refacem. Wow! Mamă, ce mișto arată în VR! Oh, uite-l! Au niște mișcări, da!
Puteam eu cumva să închid ventul, e întrebarea? Nu, cred că dacă dau cu lumină, ei o să plece. Deci, luminile astea trebuie să le dau doar la final. Eu din calculator mă joc. Păi și pleacă, nu? Bă, pleci sau ce facem? Hello? Bă, trebuie să-i fac ceva! Oh my god! Am uitat ce trebuie să fac în joc! Restart! Dubla 2. Deci ăștia sunt inamicii noștri. Cei de aici. Dacă au plecat, au plecat cine am prins. N-au plecat, n-au plecat. Gata, a plecat primul, l-ați văzut. Asta o să ne vină pe mijloc. Bun, își face din nou apariția. Nu îl mai lăsăm să ne păcălească. Ok, masca. Și a plecat. Cred că sunt mort. A, nu. Whoa, 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 that was a close one. Așa. Stai să punem aici. Am crezut că am ratat timerul la ăla, dar nu l-am ratat. A fost ok. Bun, deci noaptea asta e mai mult noapte introductivă, să înțelegi cam ce se întâmplă. Trebuie să fii foarte agil, te uiți aici, te uiți aici, te duci aici, repede învârți de asta, dai lumină în față, stânga-dreapta, te duci din nou, te uiți și singurul nostru pericol momentan e stânga-dreapta, atât. Da? Ăsta e tot pericolul. În rest, n-are ce să se întâmple și să nu uităm să dăm wind-up aici, că dacă scade ăla, suntem pa-pa. Și sincer, nici nu trebuie să uiți pe ăstea măcar. Doar trebuie să stai așa și când a apărut un monstru ai pus masca. Aia e tot. În față pe noi încă nu ne poate ataca nimic în următoarele nopți. Da? Deci nu știu, stau bine la facecam, stau. Ok. Da? Adică, aia a fost tot. E lejer, e lejer. Nu m-am prins eu că trebuie să pun masca, știi, prima oară. Eu țineam minte că trebuie să pui masca, adică știam, dar credeam că pentru anumiți animatronici, nu credeam că pentru toți, am uitat. Bun. O mini jucărie. Ok. Continue. Stați să-mi resetez din nou view. Că mă resetează aiurea, gen m-a resetat așa. What? Aici nu e bun. Ok. Bun. Du-mă la FNAF 2, noaptea 2. Să nu fiu prea aproape de microfonie. Dar de ce stau? Uai, stăteam eu într-o parte, mă. De-aia m-am întors? Wait, what? Gata. Start game. E nasol cu VR-ul ăsta și cu facecam. Trebuie să stau mereu drept la facecam. Bă, resetează-mă view-ul. Iar m-ai pus într-o parte. Mă rog. Hello, hello. Salut, salut. See, I told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. By now I'm sure you've noticed the older model. Bun. Sitting in the bathroom. Those are from the previous location. We just use them for parts now. The idea is nu știu ce zice asta. They even started retrofitting them with some of the newer technology. O să ne vină și pe mijloc, Freddy, cred, în noaptea asta. So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid friendly. Kid friendly! Shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too, so whatever. Okay. I love those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Foxy the Pirate! Nu mai știu pe Foxy. A, ne atacă și Foxy, bă, așa e. Ăsta e? A plecat! Uuuu, a plecat toți! Sunt curios, cred că ei trebuie să treacă prin față, nu? Ca să intre în venturi, sau? One more thing. Don't
forget the music box. I'll be honest. Don't forget the music box. It's always thinking. Fiți atenți. Ok, tași gură. Fiți atenți. Pe mijloc în față ne poate ataca Freddy. Dacă vrem să fim mega barbașani, stăm cu lumina aprinsă și stăm pe spate, efectiv. Deci nu ne pasă. Păcat că n-are un switch să rămână aprins. Balloon Boy? Nu mai știu Balloon Boy ce trebuie să-i facem. Opa, vrea să intre în vent! Am... Hello. Trebuie să-mi pun mascara asta? Oh my god, vine Freddy! Nu știu dacă la Freddy trebuie să-mi pun masca. Oh my god, ce se întâmplă, bă? Așa. Șași! Stai așa! A venit, a plecat. Oh my god! Nu mai am mâini, bă! Zici că sunt John Wick cu pistoalele! Pleacă! Încarcă, bă! Suntem bine, suntem bine. Bă, dar asta mai pleacă vreodată? Aia e întrebarea. Oh my god! Oh, wow, wow, wow! Nu trebuia să pun masca? Bă, nu cred că trebuia să pun masca, te dea masca jos. Nu! Balloon Boy loves to play pranks. Cred că nu trebuia să-mi pun masca, sau? N-am idee, deci chiar nu am idee. Oh, Foxy! Mamă, ne atacă toți! Pă bune? Ok, la asta eu nu mai pun masca. Ce se întâmplă, se întâmplă. Deci nu e aici, nu e nimeni aici. Ca să intre în vent, trebuie să... să intre de aici, știi? Ia uite-o și pe a noastră. Ia zi iubita. Da, nu e nimeni. Cineva e în vent. Da, intră ea în vent. Foxy? Ok, o așteptăm. Foxy, v-am zis. Am prins-o. Vine și frățiorul pe dreapta. Cărcăm aici. Ok. Pe stânga mă poate ataca Balloon Boy. Ok. Bun, suntem bine, suntem bine. Wow, 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 wow! Hai, bro, come on! Am murit fix la final, glumești! Mă, ce trebuie să-i fac lui Freddy?
Hello? Bine, mă! Easy! Easy clap, s-ar zice, adică aplaudăm, așa zicem că e easy. Ok, a fost interesantă noaptea asta. Vreau să văd următoarea noapte. Yeah! Bă, da! Adică, Freddy, am înțeles că trebuie să pui masca fix când intră la tine în încăpere. Are you having fun, yes? Yes, sir. Oh my god, am dat-o la microfon. Iar m-am apropiat prea mult. Ok. Bun. Mă apropii prea mult și nu e bine. Cam așa trebuie să stau. Eu tot trebuie să-mi resetez view-ul, dar... asta este. Noaptea a treia, ok. Yes, sir. I'm amortit iar picioarele. Probably not. I was just curious. Like I said, he was always my favorite. They tried to remake Foxy, you know? They thought the first one was too scary, so they redesigned. Nu știu noaptea asta ce e diferit. To keep the toddlers entertained, you know. But kids these days just can't keep their hands to themselves. The staff literally had to put Foxy back together at the end of every shift. Eventually they just stopped trying and left him as some kind of take apart, put back together. Take apart. Now he's just a mess of parts. I think the employees refer to him as just the mangle. Oh hey, before I go, I wanted to eat your mind about any rumors you might have heard lately. You know how these local stories come and go and seldom mean anything. I can personally assure you that whatever is going on out there, however tragic it may be, has nothing to do with our establishment. Just all rumor and speculation, people trying to make a buck, you know. Our guard during the day has reported nothing unusual, and he's on watch from opening till close. Okay, well anyway, hang in there and I'll... Okay, ne vine din stânga. Okay. S-a băgat Chica. Și doar stăm. Stăm, nu facem nimic. Ne asigurăm. E cam în trafic aici. Problema cu joaca asta e că în FNAF original, salut, ok? În FNAF original nu aveai lanterna asta în față la infinit, eu așa țin minte. Și atunci noi abuzăm lanterna. Ăla o să ne vină de acolo. Da? Și acum doar față mijloc ne mai vine. Nu se apasă. Uite, stăm. Ok. Hi. What the? Cred că îl prind pe Foxy când se aude așa. Oh my god! Ce trebuie să-i facă lui, e întrebare, că nu știu.
Ok? Pare că suntem ok. O să vină din stânga. Get Shrek, bradere. Not today. Muzicuța aia îmi place că nu se derulează foarte repede. Ai timp să aștepți. Și când se... când se derulează foarte mult, mamă, ne vine Balloon Boy. Când se derulează mult muzicuța, poți să o faci repede la loc. Ia fii atent. Vezi? Mamă, ce m-am speriat, am crezut că a plecat. Hello? Hello? Asta e drăguț, îmi place Balloon Boy, nu mă enervează. Ok. Wow, wow, wow! Nici n-am mai realizat ce se întâmplă. Cred că o să ne intre stânga. Așa preconizez. Stânga preconizez că ne intră. Easy, baby! Easy, boys! Hai, bă, că a mers bine, așa zic. Ia să vedem. Bun, bun, bun. Nu știu ce ar trebui asta, dar ok. Dăm și noi continue. Și... o să aveți pe ecran niște videoclipuri, dacă sunteți interesați de ele. Noi să continuăm data viitoare cu ultima noapte din FNAF 2 și trecem la FNAF 3. Dacă v-a plăcut, like, ne vedem la viitoare. Pooo!